Eleni Altamura. Alteță? Prima femeie pictor din Elada. Vă caută în legătură cu tabloul. Eu l-am moștenit. L-ați mai arătat și altora? Dacă vă îndoiți, puteți pleca. Eu nu vreau să oblig pe nimeni. Ceea ce ne interesează este tabloul. Astăzi sunt specialist. Pictorii greci din secolul al XIX-lea sunt. Ai progresat mult. Bravo. Dascălul meu, Cecoli, nu mi-e de ajuns ce mă învață. Am nevoie de cineva care să mă ajute să ajung acolo unde trebuie. Mie, te rog să-mi lași fata acasă. Sofia, poate asta este soarta ei. Au venit credincioșii mei din Elada. Eleni, când iubește pe cineva, nimeni și nimic nu îl mai poate scoate din minte. Vă referiți, desigur, la dragostea pentru pictură. Să nu mă părăsești. Niciodată. Eleni. Unica mea fică, să ne facă neamul de râs, să părăsească ortodoxia și să treacă la papistași. Sofia, sunt alte vremuri. Trebuie să ne dăm după ele. De ce telefonezi și nu spui nimic? Atâta vreau pe lumea asta să știu unde e copilul meu. Lasă-l să se îngrijoreze și el pentru tine. Crezi că se va îngrijora? Hai să rămâi în istoria artei. Să revenim la povestea Elenei Altamura, cum i-a mers desfăcia. Astăzi oamenii mint. Înșală, trădează. Ne prefacem. Tu că mă iubești și mă respecti, iar eu că te crezi și nu-mi dau seama că mă înșeli. O iubesc! Vreau să mor, să mă liniștesc! Femeia care îndrăznește pierde tot. Oricum, tabloul Elenei Altamura nu-l mai dau. Eleni Altamura sunt eu.